8. Lingo intră în cabina lui și se întoarse ținând în brațe un teang de haine. Hei, Jay, îmbraca astea! Ce mai e și asta? Întrebă Palmer, cuprins de îndoieli. Veșmântul părea un fel de uniformă țipătoare verde cu roșu și cu fireturi de aur. Uniformă protocolară, murmură Lingo. Să spunem că am știut dinainte că vei avea nevoie de ea, așa că ți-am pregătit una. Palmer își plimbă degetele peste uniformă cu o mutră acră. Nu seamănă cu nimic din ce am văzut vreodată. Îmbracă-o în îl îndemnă lingo iritat. A fost confecționată în vederea efectului psihologic, nu pentru eleganță. Trebuie să facem oarecare impresie și uniforma asta de ambasador va contribui la efect. Nu avem acum timp de discuții. Pune-o pe tine și întoarce-te în sala comună înainte de-i vine prietenului nostru dog cheful să tragă. După care Lingore intră în cabina lui și trânti ușa în urmă. -i. Palmer rămase o clipă locului stingerit în ușa sălii comune. Arăta și se simțea ca un fel de mareșal de operetă. Uniforma era alcătuită din pantaloni verzi deschis și un veston verde, epoleții încărcați cu fireturi de aur, un brâu de piele împodobit cu o uriașă cataramă de alamă, cizme negre înalte până la genunchi și ornate cu cusături verzi și aurii. O capelă albă ca zăpada, cu un cozoroc brodat cu trese aurii și o pelerină lungă roșie ca focul. Un metru pătrat de panglici înzorzona pieptul vestonului. Palmer se întreba acru de ce o fi omis lingo să adauge și sabia ceremonială. Solarienii se și găseau în sala comună, iar uniformele lor păreau menite să-l facă pe Palmer să se simtă și mai ridicol. Toți cu excepția Lindei Dortin, care urma să rămână la bord, erau îmbrăcați în negru din cap până în picioare. În negru fără nicio podoabă. Cizme scurte negre, pantalon de pânză neagră, tunică de piele neagră. Capetele le erau descoperite și aveau doar o insignă micuță, un soare auriu pe pieptul stâng. Efectul de ansamblu era foarte sinistru și extrem de sobru. O uniformă care nu era chiar o uniformă, ci aproape un veșmânt preoțesc. Când îi aruncare lui Palmer o privire aprobatoare, era limpede că solarienii făceau eforturi eroice să nu izbucnească în râs. Până și Coris, când se uită la păunul din cuibul șoimilor, păru străbătut de un sentiment greu de ghicit. Capul îi se clătină în neștire la capătul gâtului lung flexibil și urechile îi convulsiv. Vermină, urmați-mă, fornăi el. Mergem la sfatul înțelepților când pășiră pe câmpul de beton, adică pe însăși suprafața orașului Duglar, stranietatea locului îl izbi pe palmă din plin. Orașul care se întindea în jurul lor cât putea cuprinde ochiul, tot numai sticlă și metal în lumina cenușie mohorâtă, părea mai curând o uzină gigantică sau o mașină monstruoasă. Palmer nu văzu nici urmă de parc sau de sector de divertisment, nici urmă de lac sau măcar de fir de iarbă răzlețit în acest urât conglomerat de globuri și de cutii. Zgomotele orașului aveau o indefinibilă regularitate de băzuit provenit parcă dintr-un motor imens cu toate piesele bine angrenate. Și mirosul din aer. Un miros înțepător chimic ca de dezinfectant mirosul spitalelor al dinamurilor al marilor imobile publice impersonale. Nu numai un miros artificial, ci mirosul artificialității însăși. Palmer fus străbătut de un fior cu toate că aerul era cald și cu toate că aproape alerga pentru a ține pasul cu Dogicei cu picioare lungi. Robin și Fran se uitau de jur împrejur cu aceeași expresie de dispreț. Max părea distrat, jumătate din mintea lui rămăsese pe nava alături de Linda. Lingo și Ortega arătau și ei absența adânciți în gândurile lor și privind doar mecanic la decorul înconjurător. Acum se apropiau de intrarea sălii sfatului înțelepților. Intrarea principală a ceea ce constituia într-un anumit sens capitoliul întregului Imperiu Duglarii nu era decât o gaură mare rectangulară într-un perete neted de plastic. Intrați vermină umană, ordonă Coris. În locul spațiului vast la care te aștepți când pătrunzi într-o importantă clădire publică, Palmer și Solarienii se pomeniră într-o cămăruță strâmtă, ermetic închisă. Gaura prin care intraseră se afla în peretele din spate. Cei doi pereți laterali erau confecționați din plastic translucit. Peretele din fața lor se compunea din 10 panouri închise, fiecare dintre ele având câte o luminiță deasupra, precum și ceea ce părea tabelul de codificare al unui mic computer. Coris se duse direct la tabelul de codificare și manipulă niște butoane dispuse în felul clapelor de la mașina de scris. Am codificat sosirea noastră la sfatul înțelepților, îi informă el. Acum așteptăm directivele. După câteva momente, două dintre beculețe se aprinseră și panourile respective glisară, dând la iveală două tunele cu pereți netezi și benzi mobile în loc de podea. Consola computerului emise un țăcănit scurt și pe ecranul de deasupra butoanelor de codificare apărură câteva rânduri scrise cu literele de arabesc ale dogilor. Coris studie mesajul. Vermină, intrați în tunelul de admisiune din dreapta. Ostașii Imperiului vor intra în cel din stânga. Acum vă părăsim, Vermină. Ați fost codificați pe un canal al sfatului înțelepților. Să nu vă treacă prin minte că vă puteți abate de la directive, fiindcă nu sunteți păziți. Din momentul în care ați fost codificați, nu mai e nevoie de gărzi. Orice încercare de abatere ar duce pe loc la distrugerea voastră. Plecați! Lingo porni în fruntea celorlalți intrând în tunel și pe podeaua rulantă. În timp ce benzile mobile îi purtau în măruntaiele sălii sfatului, Palmer aruncă o privire îndărăt și văzu că panoul se închisese din nou în urma lor. La fiecare 20 de metri, banda care îi purta era intersectată de 3 până la 5 pasaje separate. Dar nu se punea problema ce pasaj să aleagă, pentru că pe măsură ce se apropiau de o intersecție, toate pasajele se blocau prin panouri în afară de cel pe care urma să se angajeze banda mobilă. Însă și sfatul înțelepților îi conducea inexorabil spre soarta care îi aștepta. Palmer se simțea ca o moleculă de apă prinsă într-un complicat sistem de canalizare. Cine sau ce acționa sistemul de canalizare controla și trecerea lor prin el pur și simplu închizând valvele necesare. Nu avea nicio importanță că, din întâmplare, conținutul acestui sistem de canalizare era format din făpturi omenești pentru că nici acestea nu dețineau vreun control asupra mișcării lor. Când treceau vertiginos pe lângă diferitele intersecții, Palmer trăgea câte o ochiadă și întrezărea câte o secțiune din clădire înainte ca panourile să cadă. Unul dintre pasaje se deschidea într-o hală mare tixită de mașini în care se foiau zeci de duglarii îndeplinind o muncă de neînțeles. Alt pasaj se termina într-un soi de depozit. Zărise ceva ce puteau fi panouri de computere și o magazie militară și obiecte care îi erau cu totul necunoscute. În cele din urmă, benzile mobile îi depuseră într-o încăpere care era un fel de sală de așteptare sau o celulă. O cutie mică goală în care nu se afla decât o bancă tare și un grilaj de difuzor așezat la înălțime pe unul dintre pereții netezi. Panoul se închise în dărătul lor și difuzorul se însufleți cu un țăcănit. Vermină! Veți rămâne aici până când corul va socoti nimerit să vă interogheze. Nu încercați să ieșiți! Apoi difuzorul se închise cu un alt țăcănit și cei șase rămaseră complet izolați, întemnițați undeva în vastele măruntaie ale sălii sfatului. Năucit Palmer se așează pe bancă. Nu, nu seamănă deloc cu o clădire. Băigui el. E ca și cum ne-am aflat în interiorul unei mașinării uriașe. Lingo rânji sardonic și se așeză pe bancă lângă el. Jay începu el. Nu cunoști lucrurile nici măcar pe jumătate. Nu cunoști nici măcar 10% din adevăr. Este într-adevăr o mașină. Un computer. Întreaga clădire? Un singur computer? Dar am crezut că aici e sala sfatului palatul corului locul de reuniune al sfatului înțelepților. O, într-un fel e și asta, interveni Ortega. Dar e un computer. Cum se poate ca întreaga clădire să fie un computer și în același timp... A... Nu numai clădirea, râse amar lingo, ci și întregul oraș. Și într-un anumit sens întregul imperiu duglarii. Ce? Există multe lucruri în legătură cu Imperiul Duglarii pe care Confederația nu le cunoaște. Reluă lingo ridicându-se în picioare și străbătând în sus și în jos cămăruța. Lucruri pe care s-a considerat că e mai bine să nu le cunoască. McDay a descoperit unele dintre ele. Știi, la început am luat și noi parte la război pe viață și pe moarte și, din când în când, am capturat câte un prizonier dog. Unele dintre lucrurile aflate, Mă rog, au constituit o rațiune în plus ca să izolăm sol de confederație. Căci dacă le-ar fi cunoscut confederația, lingo înălță cu amărăciune din numeri. Poftim! Un reprezentant al confederației e acum disperat pentru că a aflat doar o mică parte din adevăr. Dacă întregul adevăr ar fi fost cunoscut de confederația, aceasta n-ar mai fi avut inimă să continue lupta. Lingo se opri și se uită în jos la Palmer cu ochii lui mari verzi îngreunați parcă de o teribilă povară. Jay are tot dreptul să cunoască adevărul interveni Robin. În fond și viața lui e în joc așa cum sunt și viețile noastre. Ai dreptate, Robin. Urmă Lingo cu un oftat ușor. Îi datorăm măcar atât. Jay, ce cunoști tu din istoria Imperiului Duglarii? Dogii sunt niște creaturi dotate cu o logică perfectă. Te-ai întrebat vreodată ce anume i-a făcut să fie așa? Nu-i un simplu accident de evoluție? Întrebă Palmer înțelegând pe dată din expresia feței lui Lingo că greșea. Nu îi răspunse Lingo. Viața nu evoluează pe coordonate logice. Nu atâta timp cât nu ia evoluția în propriile ei mâini. Ceea ce s-a întâmplat cu Duglari în urmă cu cel puțin un mileniu. Nici noi nu cunoaștem întreaga istorie. Cunoașterea noastră s-a închegat din informații disparate zmulse de la mai puțin de o duzină de prizonieri dogi, așa încât există multe lacune. Se pare că în urmă cu un mileniu, poate chiar și mai mult, duglarii au avut un mare șef. Dogul acesta s-a autonomit primul cor al tuturor dogilor. Ceea ce la vremea aceea echivala cu un dictator absolut. Acest prim cor a fost un geniu. Din nefericire însă era și nebun, cel puțin în raport cu standardele noastre. Lingo se ridică din nou în picioare și reîncepu să se învârtească prin încăpere, uitându-se la pereți de parcă nu se adresa nimănui în particular. E foarte greu pentru o minte omenească să înțeleagă ce s-a întâmplat. Reluă el. Chiar și pe atunci, dogii erau foarte diferiți de noi înzestrați cu mult mai puțină conștiință individuală și cu mult mai mult simț al identității colective. Erau bizar și ca să poți înțelege cu adevărat, ar trebui să poți gândi ca un dog nebun, ca un paranoic. Acest prim cor, ca orice făptură simțitoare, știa că e muritor și sortit dispariției. Dar, în nebunia lui, refuza să accepte ideea. Luase hotărârea dementă ca și după moartea lui să continui a guverna pe vecie Imperiul Duglarii. Așadar, a construit sfatul înțelepților. A construit? Dar sfatul este. Nu este îi curmălingo vorba. Când a aflat ce este, Megdei s-a gândit că e mai bine să nu dea în vileagă adevărata natura a sfatului. Pentru că sfatul înțelepților nu este un organ legislativ așa cum a fost învățată Confederația să creadă. Este, este acest oraș, care nu e un oraș, ci un imens computer. Primul cor a construit un computer și a dat puteri totale asupra întregului Imperiu Duglarii. Noi credem că există copii ale sfatului răspândite în tot Imperiul dezactivate, dar gata să intre în funcțiune dacă acesta de aici ar fi distrus. Desigur însă că localizarea lor este secretul cel mai strict al dogilor. Oricum știm că Imperiul nu are o conducere în sensul în care gândim noi oamenii. Conducerea lui este computerul. Dar mai mult de atât amintește că sfatul înțelepților nu este un complex de computere cum aveți voi pe Olimpia 4, nu este doar o mașină care decide politica. El este un computer uriaș integrat și circuitele lui interne nu se alimentează cu date programate. El nu oferă consultații pentru că aici fiecare mișcare politică, fiecare mișcare economică, totul până la forma armelor de mână, până la viața personală a fiecărui dog în parte este dictat de sfatul înțelepților. Nu, acest computer nu oferă consultații. El comandă. Palmer era complet cu tremurat. Vrei să spui... Vrei să spui că marele cor nu e decât o marionetă a sfatului înțelepților? Și că Imperiul Duglari e guvernat de... de o mașină? Lingoră se întunecat și fața ei se schimonosi într-un rânjet ironic. Lucrurile nu sunt chiar atât de simple, urmă el. Ar fi cu neputință. În fond, un computer nu e decât o mașină logică. Nu poate hotărâ decât mijloacele cele mai eficiente pentru atingerea unui obiectiv dat. Dar aceste obiective trebuie fixate de o ființă vie. Selecția obiectivelor nu e o chestiune de logică. Și însă -și logica trebuie să pornească de la premise. Niciun sistem de logică nu-și poate fixa propriile premise, de aceea niciun computer nu-și poate fixa propriile obiective. Acestea trebuie fixate prin inteligență, în mod arbitrar. Cu alte cuvinte, replică Palmer, un computer trebuie programat. Trebuie să îi se ofere scopuri, al minter nu poate găsi mijloace. Exact, și funcționarea corului este aceea de a programa computerul. El indică sfatul înțelepților care urmează să fie obiectivele Imperiului și computerul guvernează țara în conformitate cu acestea. Atunci, corul este acela care guvernează, de fapt. Sfatul înțelepților se ocupă doar de detaliile guvernării. A, nu, aici intervine adevărata nebunie. Continuă lingua, izbind cu palma în lemnul băncii. Pentru că vezi tu, Computerul este acel care alege noul cor când cel vechi moare. Sfatul înțelepților își alege singur programatorul. Și ea seama, controlul lui asupra imperiului e absolut. El determină totul, inclusiv înmulțirea populației. În aceasta a constat nebunia și geniul primului cor. A atribuit sfatului înțelepților o putere totală absolută în orice domeniu. Computerul este cel care i-a transformat pe duglari într-o rasă cu desăvârșire logică. Pe parcursul unui mileniu de instruire în doctrinare și în mulțire selectivă, într-un anumit sens foarte real, toți dogii au personalități identice. Personalitatea sfatului înțelepților în sine. Dar de ce? Ce specie de monstru ar putea să-și transforme propriul popor în imaginea unei mașini? Un monstru cu totul special un monstru care tânjește după imortalitate. Ține minte, computerul originar nu putea face nimic până când nu i s-au atribuit obiective până când nu a fost programat. Și primul cor a fost acela care a fixat premisele originare ale computerului. L-a creat după personalitatea lui și și-a folosit propria minte ca schemă. Nu! Gândește-te, omule! Gândește-te! strigă Lingo. A creat computerul după chipul și asemănarea lui. O imagine a nebuniei lui, a obiectivelor și spaimelor lui paranoice, dar având la dispoziție o rasă întreagă pentru a le duce la îndeplinire și o logică infailibilă o eficiență de 100%. Și pentru a închide cercul sfatul își alege propriul programator. Alege un corp pe baza asemănării dintre personalitatea acestuia și cea a primului corp și timp de o mie de ani sfatul a controlat înmulțirea dogilor astfel încât tot să fie cât mai apropiați cu putință de personalitatea primului cor. Și dintre aceștia computerul alege duplicatul cel mai conform cu originalul. Da, Jay, Imperiul Duglari e creat după imaginea unei mașini, dar acea mașină este imaginea unei ființe moarte de peste un mileniu. Palmer rămase înlemnit pe bancă aproape neîndrăznind să gândească. Asta era deci adevărata natura inamicului Confederației Umane. Nu o formă de guvernare, nici măcar o rasă, ci un organism integrat nemuritor în adevăratul sens al cuvântului. Nu-i de mirare că centrul de computerizare de pe Olimpia 4 era total depășit. El computeriza doar strategia cartierului general pe când sfatul înțelepților era întregul Imperiu Duglarii. Și Imperiul era guvernat de... de... Dar cine guvernează imperiul Duglarii? Lingoră se dur și dădu din numeri. Dă cu banul ca să afli. Într-un anumit fel, primul cor a izbutit într-adevăr să-și asigure visul nebunesc al imortalității. Computerul guvernează imperiul. Corul programează computerul. Dar computerul alege corul și îl modelează după imaginea lui. Și sfatul înțelepțiilor a fost modelat după imaginea primului cor. Este Imperiul Duglarii guvernat de cor sau de sfatul înțelepților? Sau de fantoma unui dog mort de o mie de ani? Exact ca întrebarea. Ce a fost mai întâi? Oul sau găina? Și gândești că voi ați putea duce de nas așa ceva? Șase solarieni împotriva unui organism care e un imperiu întreg? Lingo se opri locului. Se uită fix la Palmer și în ochii lui ardea un foc care îl făcu pe acesta din urmă să creadă, dar în ce anume n-ar fi putut spune. Dar răspunse Lingo într-o șoaptă care semăna cu un strigăt. Vom lupta împotriva computerului, acorului și a întregului imperiu blestemat. Vom lupta și vom birui, pentru că trebuie să biruim. Imperiul Duglarii este un lucru demențial, un cancer malign care amenință viața unei întregi galaxii trebuie distrus de dragul tuturor făpturilor simțitoare de pretutindeni. Jur pe memoria lui McDay, jur pe cuvintele făgăduinței, o făgăduință care a fost sinceră, Jay. Îl vom distruge, trebuie, vom... Brusc panoul se deschise. Vermină bâzâi difuzorul din perete. Intrați imediat în canalul de admisiune. Corul vă așteaptă. Canalul de admisiune se termină într-o încăpere dreptunghiulară cavernoasă lată de cel puțin 50 de metri, lungă de 100 de metri și înaltă cât trei etaje. Banda mobilă continua pe întreaga lungime a sălii trecând printr-un coridor viu de ostași duglarii nemișcați, dar complet înarmați. Sute de ostași umăr la umăr pe toată lungimea sălii. Zidul din spate al încăperii, la de 50 de metri și înalt de trei etaje, era fața unui computer gigantic sute de metri pătrați de controle, butoane, panouri de date, totul asistat de o armată întreagă de tehnicieni care erau cățărați pe computer cu ajutorul unor scărițe plasate la diferite nivele. Drept în fața imensului complex se afla un fel de tron ridicat la un metru înălțime de podea și aureolat de lumini care se schimbau într-una. Baza tronului era înconjurată de un semicerc de panouri de date computericești. Instalat pe tron și cu ochii țintiți în jos la panourile de date, se găsea un doc bătrân cu blana cafenie încărunțită, ținând în mână un microfon în chip de sceptru. Era cea mai puternică făptură individuală din întreaga galaxie. Corul tuturor dogilor. Pe măsură ce banda mobilă îi apropia inevitabil de tron, Palmer simțea teribilă aură de putere emanată de ființa cocoțată acolo sus. Erau voința, forța, mintea unei întregi rase concentrate într-un singur individ, prin forța unui gigantic computer aflat în spatele său. Puterea răzbătea prin toate barierele rasiale, prin toată inscrutabilitatea trăsăturilor străine. Palmer încerca o mare greutate pe suflet și se simțea ca un măscărici în uniforma lui de operetă, căci aceasta era puterea. Dar o privire aruncată solarienilor îi revelă ceva și mai fantastic. În mijlocul sutelor de ostași duglarii în fața corului, adică a forței personificate, Ortega, Max, Robin și Fran înaintau pe banda mobilă de parcă aceasta ar fi fost un dispozitiv oferit lor din adâncă deferență, dar din deferența unor ființe inferioare. În sinistrele lor uniforme negre și cu zâmbetele de dispreț amuzat zugrăvit pe fețe, arătau a fi întru totul încarnările acelei mistice legende pe care o țesuse propaganda confederației în jurul fortăreței Sol. Mergeau ca și cum erau stăpânii universului și iluzia era atât de totală încât și Palmer se pomeni crezând-o. Dar dacă ceilalți solarieni se comportau ca niște regi, lingua arăta ca un zeu. Ochii lui verzi căpărători scrutau chipurile ostașilor duglarii ca găurile a două tunuri laser gemene și privirea lui avea asemenea tărie încât pe măsură ce trecea pe lângă ei fiecare dog își ferea ochii, ca un câine la care stăpânul se uită mustrător. Lingo își ținea detașat mâinile în șold și pe buze îi flutura un surâs care se plasa la an lumină dincolo de dispreț, o desconsiderare ce transcenda sfidarea. Palmer, deși știa că nimic nu susținea concret această fațadă, se simți totuși adânc răscolit de prefăcătoria însăși. Se poate ca mândria lor glacială să nu fi fost altceva decât o fațadă, dar curajul lor era autentic. Și această autenticitate îi inspira mândrie pentru faptul că era om. Și se simțea încă și mai mândru la gândul că aceste ființe magnifice din sistemul uman îl acceptaseră pe el ca pe o parte a grupului lor. Importanța faptului că probabil nu va mai ieși viu din această încăpere se estompase lăsând să vibreze în el numai gloria momentului prezent vor înfrunta pe cors fatul înțelepților și întregul imperiu duglarii cu întreaga mândrie de care poate da dovadă rasa umană și, într-un fel, însuși acest lucru însemna o teribilă victorie. Banda mobilă îi depuse la picioarele tronului. Toată lumea să se plece cu respect în fața voinței a tot știutorului Duglar, Fornei corul încărunțit. Sutele de ostași Duglarii se lăsară într-un genunchi de parcă ar fi fost un singur organism. Lingo îi făcu semn lui Palmer să le urmeze exemplul și acesta se supuse în silă și cu stângăcie. Dar cei cinci solarieni singuri în imensa încăpere rămaseră în picioare. Îngenunchează vermină în fața puterii Duglar. Fornăi corul și urechile pieloasei fâlfâiră ca doi lilieci monstruoși. Veți ști că eu sunt corul întregului Duglarii. Veți ști că prin microfonul din mâna mea și prin panourile de date ale adevărului de la picioarele mele, sunt în contact direct cu însuși sfatul înțelepților voința întregului imperiu nemuritor duglarii. Noi suntem duglar. Luați la cunoștință și îngenunchiați. Lingo se înclină ușor cu neglijență și rosti cu voce rece plină de aroganță. Animalele îngenunchează în fața solarienilor și nu viceversa. Gărzile cele mai apropiate sărir în picioare pregătindu-și puștile. Dar corul îi opri cu o fluturare a mâinii și făcu semn celorlalți ostași să se ridice. Noi nu suntem viermi umani logici, fornăi el. Am fost informat că ați venit aici ca să vă predați. Această informație a fost codificată sfatului înțelepților, și sfatul a emis următoarea rezoluție. Predarea urmează a fi acceptată. Sfatul înțelepților a mai stabilit următoarele condiții de predare toate forțele umane vor înceta imediat ostilitățile împotriva Imperiului Duglarii. Toate sistemele solare controlate în prezent de vermina umană, incluzând sistemul cămin cunoscut sub denumirea de fortăreața Sol, vor fi imediat ocupate de forțele Imperiului Duglarii. În consecință, toată vermina aflată în aceste sisteme va fi privată de toate drepturile făpturilor înzestrate cu simțuri. Verminei se interzice să se mai înmulțească. Verminei se interzice să mai posede arme sau orice alte bunuri în proprietate. Din acest moment, întreaga vermină este declarată a fi proprietatea Imperiului Duglari. Acestea sunt regulile predării. Lingo un râs lung răsunător și disprețuitor care umplu întreaga încăpere tăcută. Își suguie buzele și scuipă saliva descriind un arc înalt și căzând la picioarele tronului. Instantaneu gărzile și îndreptară puștile spre el, ținându-și degetele pe trăgaci. Gata să apese. Dar în acea clipă trupurile ostașilor încremeniră ca niște statui vii. Numai ochii care li se învârteau sălbatic în orbitele trădau intenția. Max Beckstrom îi fixa cu o privire aparent placidă și îndepărtată. Dar Palmer știa ce înseamnă această căutătură calma ochilor căprui. Gărzile își pierduseră controlul asupra propriilor lor trupuri. Cred că greșești. Ripostă Lingo cu o voce nefiresc de găunoasă care dădea cuvintelor lui o rezonanță de o sândă. Sfatul înțelepților nu greșește niciodată. Hrâi corul cu o furioasă convulsie a urechilor. Sfatul înțelepților este perfect logic. Natura lui nu-i permite calcule incorecte. Lingo râse din nou de asta dată cu găduința profesorului în fața unui copil prostuț. Bine atunci să spunem că sfatul înțelepților i s-au furnizat date incomplete. Dacă dorești să mai adaugi unele date, poți să o faci. Sala aceasta are un circuit direct cu sfatul înțelepților. Fiecare cuvânt pe care îl voi rosti va fi codificat direct și transmis sfatului printr-un canal interior. Excelent, zâmbi Lingo! Vă aduc elogii pentru serviciile dumneavoastră. Vă voi oferi acum datele omise. Condițiile noastre. Vedeți în fața dumneavoastră un ambasador din Confederația Umană. Spuse lingua arătând spre palmă ca spre un gunoi de pe covor. Cei din Confederație sunt niște creaturi amuzante, poate pentru unele gusturi, dar pentru noi și-au pierdut importanța. Noi i-am depășit așa cum strămoșii noștri îndepărtați au depășit maimuțele din care se trăgeau. Acești oameni primitivi din confederație vă aparțin și puteți face cu ei tot ce doriți. Nu se mai găsesc sub protecția fortăreței sol. Trecură momente lungi până când mintea năucită lui Palmer să poată sesiza înțelesul cuvintelor lui Lingo. Va să zic că totul fusese un fals tot ce pretinseseră solarienii că au reprezentat ei. Prietenia, totul era o minciună monstruoasă. Nu erau altceva decât niște trădători lași, mizerabili, inumani. Scoțând un mărâit sălbatic, Palmer la lingo și îi încleștă beregata. Dar chiar în clipa când degetele lui atinseseră grumazul solarianului, simți că își pierde controlul asupra propriului trup. Simți cum tentaculele minții lui Bergstron îi încolăcesc propria minte și, împotriva voinței lui, degetele îi se descleștară de pe gâtul lui Lingo. Brațele îi căzură inerte și el constată că nu se mai putea mișca. Asta să-ți fie învățătură, îi spuse Lingo cu o aroganță exasperantă. Sau te porți cum se cuvine sau dacă nu Max va fi nevoit să te înlăture pe loc. Palmer își dădu seama că totul era lipsit de rost. N-ai cum să te împotrivești unui telepatist. Și brusc păru că nimic nu mai are importanță. Lumea se prăbușise în jurul lui. Solarienii îl acceptaseră ca pe un frate, mai mult decât ca pe un frate. Și grupul solarian îl făcuse să simtă ceva ce nu mai simțise niciodată o bucurie, o mândrie, o afecțiune. și totul nu fusese decât o minciună putredă. O înșelătorie ieftină lasă în perfectă armonie cu tot ce făcuseră solarienii până atunci. Solarienii nu erau decât niște trădători scusiți, falși până în măduva oaselor, falsă vitejie, falsă făgăduință, falsă dragoste. Pentru el lupta se terminase. La ce ar mai fi folosit? Era singur, mai singur decât fusese cândva vreo ființă omenească. Era prins între inamicul de moarte al omului și cei mai abominabil trădători care existaseră vreodată în istorie. Ce speranță mai putea avea? De îndată ce fu cuprins de această resemnare a înfrângerii simți că Beckstrom îi părăsește mintea și că își redobândește controlul asupra propriilor mișcări. De ce nu? îi spuse Palmer cu amărăciune. Doar știe ce gândesc. Știe că sunt înfrânt. Așa cum vă spuneam înainte de această supărătoare întrerupere, continuă Lingo cu aceeași calmă aroganță, vom preda confederația umană Imperiului Duglarii care poate face cu ea tot ce crede de cuvință. Sol nu pune în schimb decât două condiții. În timp ce vorbea Lingo, început să enumere cele două condiții pe degete, iar glasul lui căpătă un ton de pedanterie uscat în concordanță cu gesturile. Numărul 1. Imperiul Duglarii trebuie să semneze un tratat de eternă loialitate față de fortăreața Sol. Numărul 2 De îndată ce Imperiul Duglarii va ocupa confederația, va trimite în fortăreața Sol 4.000 din navele sale ca garanție de bună credință. Înainte ca ecoul cuvintelor sale să se fi stins în vasta încăpere, Lingo vorbi din nou, dar de asta dată vocea sa nu mai avea nici urmă de pedanterie. În cazul în care veți fi atât de proști încât să refuzați acești termeni suprageneroși, șuieră el amenințător, Imperiul Duglarii nu va mai putea rezista mai mult de 10 ani. La sfârșitul acestui deceniu, Sol va fi mai mult decât pregătit și forțele sale se vor întoarce împotriva Imperiului Duglarii, anihilându-l până la ultima creatură vie. Dumneavoastră trebuie să alegeți. Un timp corul rămase stupefiat, doar urechile zbătându-i se într-un dans al furiei. Vierme, îndrăznești să dai un ultimatum imperiului Duglarii, spuse el în cele din urmă. Cutezi să insulți corul sfatul înțelepților și voința întregului Duglar? Lingo zâmbi șters și înălță din numeri. Condițiile noastre sunt mult mai generoase decât ați merita urmă el. Nu-mi puneți răbdarea la încercare. Vierme, ești sau prost sau complet nebun. Sfatul înțelepților a calculat că până în 78 de ani confederația umană va fi total distrusă. La sfârșitul acestei perioade, fortăreața Sol va avea de înfruntat întreaga forță armată a Imperiului Duglarii. Mult înainte de sfârșitul acestei perioade, răspunse Lingo cu un fornăit care limita perfect pe cel al corului, Imperiul Duglarii va fi încetat să existe. În 10 ani Sol singur va fi în stare să vă zdrobească. Oferiți sfatului înțelepților următoarele date. În prezent, repet, în prezent, ar fi nevoie de 8.000 de nave duglari, adică mai mult decât de țineți în total ca să distrugă fortăreața Sol. Eu n-am nevoie de un computer ca să-mi spună semnificația acestui fapt. Și asta e valabil doar pentru momentul de față. La sfârșitul acestui deceniu, Sol va termina producția unor arme pe care sfatul înțelepților nici măcar nu le poate concepe. Lingo porni să înșire lista ca o sumbră litanie. Ecrane de energie impenetrabile la orice radiație. Explozive bazate pe totala conversiune a materiei în energie. Un sistem de reperare și localizare a navelor aflate în spațiul stază. O rază care poate declanșa nove de la o distanță de an lumină fără să fie necesară apropierea. În tocmai cum se poate produce o novă prin deschiderea generatorului de câmp stază. Și astea sunt doar câteva exemple de arme dintre multe altele cu un caracter mai terestru continuă lingo. Dacă nu acceptați condițiile mele și dacă nu le acceptați pe loc, în 10 ani Imperiul Duglarii va fi ras. Cereți sfatul înțelepților să calculeze în asemenea termeni. Își încheie vorbele cu un hoho de râs acadat care se reverberă sub tavanul înalt ca o rafală de mitralieră. Corul rămase tăcut. Palmer își putea da seama după felul în care îi se plăștiseră urechile că era profund tulburat. Bătrânul Doc zbieră niște ordine în limba duglarii tehnicienilor de pe rețeaua de scărițe ce acoperea fața giganticului computer din spatele său. Tehnicienii se agitară cu furie înregistrând noile date pentru computer. Marea încăpere era cufundată într-o liniște desăvârșită, știrbită doar de zgomotul pașilor tehnicienilor și de sunetele înnăbușite ale computerului în acțiune. Corul stătea nemișcat pe tronul său, cu ochii pironiți pe ecranele de la picioarele lui, care era în același timp robul și stăpânul său. După minute de tăcere lungi cât secolele, ochii corului se însuflețiră. Răspunsurile computerului începuseră să apară pe ecrane. Și în timp ce scruta ecranele, cartilajele urechilor pleoștite ale corului porniră să se încordeze până când cei doi lilieci se ridicară din nou în poziție verticală. Corul își înălță fața și îl fixă intens pe lingo ochii lui roșii arzători, întâlnind ochii reci verzei lui lingo în ceea ce părea o încleștare de demoni cu forțe egale. Sfatul înțelepților și-a încheiat calculele fornăii el. Așa cum am bănuit, calculele tale vierme au fost incorrecte. Voința duglarului va fi aceea care va prevala. Vocea corului lipsită de orice satisfacție malițioasă, de orice fel de simțire cu desăvârșire monotonă avea o rezonanță fatală. Sfatul înțelepților a hotărât urmă el că armele despre care ai vorbit se înscriu în posibilitățile de dezvoltare științifică. Firește nu e cu putință să se știe exact dacă voi le veți produce sau nu în următorii zece ani. Sfatul înțelepților a calculat că, dacă veți produce într-adevăr asemenea arme până în zece ani, veți fi în stare să învingeți Imperiul Duglarii. Lui Palmeri se tăieră suflarea. Să fi fost într-adevăr cu putință ca pofida tuturor făgăduințelor sol să se salveze pe spinarea Confederației? Vor fi în stare ca, pentru a câștiga cei 10 ani necesari dezvoltării superarmelor lor, să sacrifice cu nepăsare viețile a sute de miliarde de oameni? Dacă murim, îi spuse el cu furie, atunci și sol va trebui să moară cu noi. Lingo îl privi pe cor, fără a vădi mai multă emoție decât un dog. Oricum, reloc corul după o pauză încărcată de prevestiri rele. Sfatul înțelepților a calculat că, în prezent, în ciuda lăudăroșeniilor tale nebunești, este o imposibilitate matematică pentru orice sistem solar izolat, inclusiv fortăreața Sol, să reziste atacului a 4.000 de nave de război. Vierme, îți amintesc că Imperiul Duglarii posedă 7.000 de nave de război. Sfatul înțelepților a calculat că 3.000 de nave vor fi suficiente pentru a menține poziția noastră de defensivă împotriva Confederației Umane cu pierderi calculate. În perioada cât vom trimite restul de 4.000 de nave concentrate într-o flotă unică pentru a nimici total fortăreața Sol, superarmele voastre nu vor fi produse în următorii 10 ani vierme. Sol nu va mai supraviețui nici măcar 10 săptămâni. Sfatul înțelepților a și dispus mobilizarea celor 4.000 de nave necesare. În câteva luni sol va pieri. Corul se aplecă în față și îi măsură din priviri pe cei 5 solarieni unul câte unul. Urechile îi zvâgniră cu un soi de amuzament. Și va fi o mare satisfacție, fornăi el, să începem pe loc procesul de exterminare cu cei cinci solarieni aici de față, precum și cu docilul lor ambasador din Confederația Umană. Veți fi omorâți pe loc!"